seara din nou la emisiunea Taclale, la Taclale, prezentată de mine, Robert Drăgoi, o emisiune care deja are foarte mulți, foarte multe vizualizări, atât pe Facebook cât și în cadrul televiziunii Drăgoi TV, care difuzează în Alicante, Comunitatea Valenciană și Castelion. Astăzi e o temă care arde, vorbim despre protestul sârbilor, un protest care s-a soldat cu foarte mulți răniți și în care, spun eu, sârbii au învins într-o oarecare măsură sistemul. De ce protestează sârbii? După anunțarea noilor măsuri restrictive impuse de guvern, Belgradul a devenit scena unor ciocniri grave. Criticii consideră că țara asistă la începutul unei revolte împotriva conducerii președintelui Alexandru Vučić. Tată, asta este pentru tine, spune unul dintre protestatari din fața Parlamentului sârb, privind către aparatul de filmat al unei televiziuni. Tatăl său a murit de coronavirus, explică el, precizând că nu existau suficiente ventilatoare în spital. În spatele fiului furios și îndurerat se observă mașini care ard fum de la gazele lacrimogene și oameni cu capete însângerate. Fiul, care își dedică protestul tatălui decedat de COVID-19, a devenit rapid eroul sângeroasei nopți de la Belgrad pe rețelele de socializare. Protestele cer victime, ele produc simboluri și acum chiar un mesaj cu care toți ne putem identifica, a rezumat jurnalistul Caleb Nikacevic pe Twitter. Nu vă sfătuiesc să faceți la fel. Există o scriere a Sfântului... Sfântului Augustin sau fericitul Augustin, așa cum spun ortodoxii, în care spune că și a lupta împotriva răului este un rău în sine pentru că implică o luptă. Cu numai câteva ore înainte, într-o conferință de presă, președintele sârb Alexandru Vučić anunțase că pandemia de coronavirus este din nou sub control. Marți 7 iulie 2020, 13 persoane au murit din cauza coronavirusului, un record trist în Balcani. Oficial, până în prezent, au fost raportate 16.700 de infecții și 330 de decese, iar numărul de noi infectați a crescut rapid la peste 300 zilnic în ultimele săptămâni. În timpul monologului său de o oră, Vučić a anunțat interdicții privind deplasarea persoanelor începând cu weekendul viitor, similare celor impuse ultima dată în martie și aprilie, la acea vreme, cu puține excepții, cetățenii sârbi nu aveau voie să-și părăsească apartamentul între zilele de vineri, ora 18 și luni, ora 5. După conferința de presă a lui Vučić, mai mulți oameni s-au adunat spontan în fața Parlamentului, blocând străzile din jur. Până la miezul nopții se adunaseră până la 10.000 de manifestanți, dintre care unii păreau a fi violenți. Un grup a reușit chiar să pătrundă într-o clădire a Parlamentului, până când poliția a reușit să împingă înapoi intrușii. Potrivit forțelor de securitate, peste 40 de ofițeri au fost răniți. 5 mașini ale poliției au fost incendiate și peste 20 de persoane au fost arestate. Alți huligani, după cum descrie poliția sârbă, cetățenii care protestează vor fi depistați pe baza înregistrărilor video, a declarat miercuri 8 a 7-2020 directorul poliției Vladimir Rebic. Forțele de securitate au acționat cât se poate de prudent, a continuat Rebic, însă postul de televiziune privat N1, care a relatat în direct evenimentele, a arătat cum forțele de ordine foloseau bastoane pentru a lovi oamenii care stăteau liniștiți pe o bancă. De asemenea, în imagine apar și polițiști în civil lovind în cap cu picioarele un protestatar. Normalitate simulată. Motivul furiei, starea de urgență impusă pe fondul coronavirusului, precum și cele mai stricte reguli privind deplasarea persoanelor din întreaga Europa, au fost atenuate substanțial în mai. Aproape nimeni nu a mai purtat măști, miercuri, meciuri de fotbal și un turneu de tenis organizat de liderul clasamentului ATP, Novak Djokovic, s-au desfășurat cu spectatori. Toate acestea spun criticii, deoarece guvernul lui Vučić a dorit să simuleze normalitatea înainte de alegerile parlamentare din 21 iunie. Lucruri politice. Toate acestea au culminat cu o petrecere organizată la sediul Partidului Sârb al Progresului, SPP, care și-a asigurat 188 din 250 de mandate într-un vot boicotat de părți mari ale opoziției. După sărbătoare,
Mai mulți oficiali ai partidului Vučić s-au prezentat la spital fiind infectați cu coronavirus. Președintele Vučić a dezavuat marți, 7 iulie 2020, toate acuzațiile, subliniind că lucrează neobosit procurând ventilatoare și măști, în timp ce opoziția este aparent fericită de numărul tot mai mare de decese asociate coronavirusului. Oamenii nu au protestat la Belgrad pentru că au fost anunțate noi restricții, ci pentru că nu mai au control asupra propriilor vieți de 4 luni. Iar pe de altă parte, cei ce au acest control se comportă în mod irresponsabil, spune Dario Hajric, un tânăr sociolog, blogger de la Belgrad. Guvernul ascunde numărul de infecții. Guvernul și celula de criză au ascuns numărul real de infecții cu coronavirus potrivit unei relatări a rețelei de cercetare independentă BIRN, realizată după alegeri. Potrivit acestuia, în Serbia au fost de 2 ori mai multe decese legate de COVID-19 decât au fost admise oficial, inclusiv numărul de noi infecții în săptămânile anterioare scrutinului ar fi fost măsluit. În Serbia se demonstrează de ani buni împotriva stilului de guvernare autocratic al lui Alexandru Vučić. Președintele este acuzat că ar controla strict cele mai importante canale mass media din țară și că ar fi transformat Serbia într-un partid de stat, ca și cum, acum vă spun vouă, numai în Serbia s-ar întâmpla acest lucru. Toți cei care sunt la putere controlează toate posturile media și ziare și radio și tot. Vučić, care era pe vremuri un ultranaționist sârb, susține acum integrarea țării sale în Uniunea Europeană. Totuși, criticii consideră că președintele Sârbiei este curtat în primul rând de politicienii europeni, inclusiv de cancelara Angela Merkel, în speranța că el va rezolva cea mai mare problemă din Balcani: recunoașterea fostei provincii sârbe Kosovo ca stat independent. Opoziția din Serbia, slabă și fragmentată, a fost la fel surprinsă de protestul de ieri a guvernului. Cetățenii Belgradului nu au urmat apelurile opoziției de a se reuni pentru proteste pașnice. Abia astăzi, 8 iulie, adică la o zi după această întâmplare, unii reprezentanți ai partidelor de opoziție ce au apărut în fața Parlamentului au fost alungați de manifestanții furioși. Dario Hajric nu este surprins de furia oamenilor din Serbia. Ce era de așteptat? O altă plimbare pașnică de protest sau petiții online? Manifestanții nu vor mai fi mulțumiți cu demisia unuia sau altuia. Pur și simplu nu vor să mai tacă și să îndure faptul că sunt considerați idioți. Oameni buni, am relatat această întâmplare, această știre, pentru a putea comenta un pic pe marginea ei. Gândiți-vă că marile puteri, și aici vorbesc de fapt de acești globalizatori de care vă vorbesc de fiecare dată și atunci când sunt vehement sau un pic nervos, voiam să vă spun că eu, din punctul meu de vedere, cred că asta și urmăresc. Urmăresc ca oamenii, cred că au reușit în Serbia. Oamenii trebuie, nu au murit foarte mulți de coronavirus și acum au găsit o altă formulă prin care să ne omoare. Atunci, ideea unui război civil este minunată. N-a reușit coronavirus, va reuși, pentru că ei acum urmăresc să enerveze populațiile lumii, să iasă în stradă, polițiștii să poată să ia măsuri pentru că au drepturi, pentru că avem stări de urgență peste tot și în stări de urgență au toate drepturile legii în mâinile lor. Nu intrați, acum sfatul meu pentru români, nu intrați în jocurile acestor nemernici, acestor globalizatori care asta vor o Europa și o lume destabilizată. Încercați să vă calmați și să fiți doar conștienți că aceste lucruri sunt doar comandate și vor ca să ne introducă într-o stare de revolte generale. Ați văzut probabil foarte mulți dintre voi imaginile video, parcă mi-amintesc de Revoluția din 1989, atunci când tot manipulați am ieșit în stradă și ne-au murit părinții, nepoții, frații și așa mai departe. Nu uitați că în această zonă, Serbia, care a fost împărțită
unde exista un Tito, un Tito responsabil, care a dus Serbia la un nivel aproape, un nivel de trai aproape ca al Germaniei. Acești sârbi sunt persoane bune, dar nu proaste. Și încearcă cu, din răsputeri să înțeleagă ceea ce se întâmplă. Încercați cu toții să veniți în asentiment cu mine și să nu intrați în jocurile periculoase a unei revolte stupide, pentru că până la urmă ei asta vor. Vă mulțumesc foarte mult în această seară. Vreau să reflectați asupra a ceea ce am spus și încercați să vă calmați și să nu dați curs unor astfel de situații, pentru că asta se pregătea și în România, după cum ați văzut, încercau să ne sperie din nou cu alte restricții. Ieri în Parlament s-a tot discutat, nici măcar nu au luat niște măsuri. Dar, în continuare, așa cum au făcut cu, de 30 de ani cu filmele despre virus, în care apăreau un zombie, după care când a apărut acest virus, n-apoi a apărut și zombie și noi am spus, Doamne ajută, vezi că nu-i chiar atât de rău, așa se va întâmpla și acum cu această situație. O să vă punem restricții, dar de fapt nu le mai pun, însă lasă lucrurile în continuare așa cum sunt, ca noi să spunem măcar, nu ne-au pus alte restricții, lasă că e bine și așa, mergem înainte. La un moment dat, ca toată populația globului, cineva se va revolta. Asta este primul impact, prima situație de revoltă. Asta să fiți siguri că vor mai fi la nivel mondial. O seară minunată vă doresc tuturor și ne auzim în curând.